Pasiunea și devotamentul în sport sunt răsplătite. Așa se întâmplă și în sala de box de pe Bulevardul Castanilor. Pugiliștii de la CSM Ploiești beneficiază de condiții de antrenament și mai bune. O firmă de echipament sportiv le-a dăruit mănuși de sac, mănuși de box, dar și saci de antrenament. Totul ca sportivii să aibă parte și de condiții de antrenament cât mai bune. Nerăbdători, copiii și le-au pus imediat în mâini, iar loviturile parcă sunt și mai puternice. Sunt foarte bune și simt ok în el și când dau tare, adică nu prea simt, sunt foarte bune și îmi doresc să ajung campion cu ele. Antrenorii se bucură de noile echipamente. Toate acestea le oferă pugiliștilor condiții mai bune, dar îi obligă să obțină cât mai multe medalii. Îmi doresc din suflet ca sportivii mei să lovească cât mai mult puni și să devină campioni cât mai repede posibil. Sărbătoarea pomului de Crăciun a cunoscut un nou episod, iar actorii principali, sportivi mai mici și mai mari, au primit noi cadouri din partea clubului și a oamenilor care apreciază sportul. Invitata de onoare a maestrului Titi Tudor a fost Mirela Dulgheru, fost atletă, campioană mondială universitară și participantă la Olimpiada din 1992 de la Barcelona. Mirela a urcat pentru prima oară într-un ring de box. Sper că am urcat cu dreptul, nu am nici bătaie, nu am motive. Eu vreau să vă urez sărbători fericite. Mult succes în activitatea dumneavoastră! Moșul a fost atât de darnic, încât și sportivii de la CS Petrolul și Compet au primit daruri pentru performanțele lor.